intră pe ușa speranțelor din Imperiu, nimeni altul decât eșecul, și vrea să-i convingă pe Lei să investească în el. Bună seara, Leilor! Numele meu este Meșter Cătălin, sunt antreprenor și sunt în căutarea 50.000 de euro pentru 20% din afacere. De mic, de la 16 ani, am început să fac afaceri, vindeam piese de calculatoare colegilor de liceu, care apoi s-au transformat într-o afacere de succes, de firmă de calculatoare. Din fericire, am eșuat cu ea și am ajuns să fiu dator la bănci și la cămătari. N-am avut bani să-mi plătesc curentul și întreținerea și am dormit și la fratele meu pe canapea o perioadă până mi-au revenit. Apoi am făcut un e-commerce marketplace, unde avem în jur de 350.000 de produse, 1.000 de vendori. Din fericire, am eșuat și cu acest e-commerce marketplace și am aterizat în Vama Veche, unde eram cu toate hainele la mine, într-un cort și cu un laptop de pe care lucram. Leilor, problema mea nu este că am eșuat. Problema este modul în care am fost tratat în momentele în care am eșuat. Și pe lângă faptul că trebuia să-mi revin financiar și mental, am mai trebuit să lupt și cu preconcepția pe care noi avem despre eșec în lumea, în societatea aceasta. Astfel am creat I Love Failure. I Love Failure este o mișcare care are ca un scop principal schimbarea lumii cu eșecul. Leilor, I Love Failure nu este doar un business pro bono, este chiar o afacere și permiteți-mi să vă prezint modelele de revenue pe care le avem. Avem evenimentele de comunitate în care oferim o franciză în fiecare oraș unei singure persoane care plătește în jur de 10 euro pentru această franciză, pentru dreptul de a face evenimentele în oraș. Apoi avem evenimentele corporate care costă în jur de între 2.000 și 5.000 de euro, unde companiile încearcă să schimbe relația cu eșecul și pentru fiecare eveniment corporate pe care noi îl vindem, facem și un eveniment în școli pentru că credem că acolo trebuie începută schimbarea relației cu eșecul. Ne propunem în 2022 să avem prima conferință Hello Failure națională, unde ne propunem să avem 1.500 de participanți. Prețul biletului va fi în jur de 175 de euro, cu speaker internaționali, 3 scene. Înainte de pandemie, cu zero investiție în marketing, a fost contactat din Rio de Janeiro, New York, Londra și Praga pentru a franciza evenimentul și aveam prevândute contracte cu corporații în valoare de 10.000 de euro. Aș vrea să văd care este cel mai curajos Leo de aici, care vrea să vină pe scenă să povestească un eșec mic profesional pe care l-a avut. Eu vreau. Poveste foarte reală și chiar am trăit-o de plin. În 1991 m-am gândit să fac în România ca și în Liban, cum e în Liban, foarte multe mașini și cu 3-4 mese în fața unde vindeam bere, sucuri, cafele, dar totul era făcut nimic legal. A fost prima terasă deschisă pe Dâmbovița vis-a-vis de regie. Păi, și mergea perfect. Nu mai puteam să fac fața, știi? Și într-o zi mă sună pe la 11 noapte, primesc un telefon fix, nu era așa, deci vine repede că a venit primarul aici și face scandal. Am plecat cu mașina rapid, băi, și primarul, coman. Băi, arabule, băi! Beat varza. Băi! Și că n-ai voie aici, nu? Și că n-ai voie aici, nu? Și lua scaunele alea și arunca în apă. Zic, domnul primar, vă rog, eu nu știu ce cutare. Și a luat 6 mese și nu știu cât erau, 16, 18 scaune în apă. Păi și mi-a sunat pe la 2 noapte. Și m-am dus acasă, am dormit și dimineața vine o persoană care îi cheamă Chiriac Vasile, care lucra la finanțe atunci. Și zice, băi, era din Moldova. Băi, mame, doctore, uite, la noi, la român, orice șut în fund, pasă înainte. Zic, adică cum? Vă jur. Și zic, cum să fie pasă înainte acum? Am pierdut tot, știi, nu știu ce, că mai am doar banii ăștia, știi. Acolo am băgat vreo 6-7.000 de dolari. Și zic, îți fac firma și tu lucrezi legal. Și nu mai poți să te scoate nimeni. Păi și cum să fac firma? Ca să nu așa, pe data de 8 august, din 1991 am devenit președintele SCN Prometeu SRL. Și prima întâlnire care am cerut-o, am făcut-o hârtie către președintele Iliescu ca să ne întâlnim de la președinte la președinte, știi? Pentru mine a fost o lecție foarte importantă, că orice șut în fund,
pas înainte. Pas înainte. Mulțumim. Mulțumim. Mie îmi place ideea asta. Eu totdeauna am declarat public că oricine care vrea să ajungă să aibă un rezultat bun trebuie să fie pregătit să treacă prin diferite eșecuri. Trebuie să fie pregătit, trebuie să scoale după ce a căzut, trebuie să fie capabil să o ia de la capăt de fiecare dată și să nu renunțe niciodată, pentru că la un moment dat va reuși. Da? Adevărat. Da. Acum aș vrea să înțeleg cum reușești tu. În clipa de față nu prea înțeleg cum le motivezi și, de exemplu, ne-ai spus că ne ceri 50.000 de euro pentru 20%. Pentru 20%, da. Ok? Dar asta înseamnă că ce ai tu în clipa de față valorează 200.000? Da, brandul în sine, da. Ești sigur? Da. Eu nu sunt chiar așa de sigur. Poți să mă convingi și pe mine? Mare nu e bazată normal pe cifre de vânzări, pentru că nu aveam. Este bazată pe tracțiunea mișcării și știu exact ce se întâmplă, adică cum a crescut și cum crește în viitor și pe ce vrem să ne propunem să facem. Conferința pe care aici vom investi cei mai mulți bani. Cătălin, fiecare dintre noi suntem suma greșelilor noastre. Acum că e pozitivă, că e negativă, funcție de cum ți-e noroc. Ai un business pe care tu-l cunoști și pe care ai putea să-l dezvolți singur și nu ai... Când ai nevoie de bani, exact, poți singur. Și ce? Deci, poți singur, nu? Nu. N-ai nevoie, știi? Ai tot ce trebuie. Ești talentat, nu. Ești pregătit, ai foarte frumos, ai explicat. Ești pregătit? Păi da, dar am nevoie de ajutor, adică clar am nevoie de suport, de lei, de eu știu. Ideea e că la tine viața e foarte bună. Când ai succes, e bine ai succes. Când n-ai succes, ai succes. Nu te bogățești când n-ai succes. Ta. Da. Bun, Mohamed? Nu știu dar ce valoare am eu când mă duc să vorbesc despre lucrurile care... Păi nu, da. Se pot face la tine? Poate face conferința la tine, da. La da. Mine ai oricând. Da. Dar ca să fiu acționar, să fac afaceri din cei care n-au avut eșecul în viața, nu mi se pare ok. După ce ai avut eșec, mai dau și 10 euro și... Eu mă retrag. Cătălin, eu înțeleg foarte bine conceptul de eșec și învățămintele pe care trebuie să le trag un antreprenor din eșec, dar treaba asta cu făcutul banilor în modul în care le explici tu nu-l înțeleg și din acest motiv eu am să mă retrag. Ai așadar 2 eșecuri din 5 înregistrate. Bogdan? Okay. Eu nu văd cum e asta un business, nu-mi scapă. Cel mult, ok, înțeleg că fac niște evenimente, 130 din aia cât de cât. Eu nu n-am înțeles cum, poate sunt limitat, mi-asum asta, nu. Așa că mă retrag. Bun. Cred că e vina mea, n-am explicat bine. Nicio problemă, Cătălin, ai 3 eșecuri din 5. Nu știu dacă modelul tău de monetizare e cel mai bun și dacă tu ești convins că asta o să faci după pandemie. Eșecul, așa cum ți-am spus, e pentru tine un succes și e minunat. Da. Nu pot să investesc. Și eu mă retrag. Îți mulțumesc. Mersi mult de tot. Ca și client pot să fiu interesat. Tot ce pot să-ți mai spun este că dacă vreodată ai avea nevoie și de mine să vorbesc despre eșecuri, da? Eu cred că mai știu mai multe decât oricine pe lumea asta cu tot. Și am și mulți colegi alături de mine care și ei au făcut prostii. Ideea este că am făcut mult mai multe lucruri grozave decât lucruri aiurite cu tot.